Salutare YouTube și bine te-am găsit la un nou episod! Da, știu, n-am mai postat de multă vreme, dar aparent acum am postat. Deci, în episodul acesta vom reacționa la un videoclip super, super cringe și vom lua rolul lui Rovijan și o altă surpriză, dar la final. Hai să începem! Ok! Vedeți primul tip de aici, Silviu Chirilă. Vom reacționa la un clip de-a lui. Hai să vedem. Veste bună. Silviu Chirilă este colegul meu de școală și datorită mie, acum are și el canalul lui de YouTube. Abonați-vă la el dacă aveți tupeu, că nu face nimic șmecher. Da, în fine, scuze Silviu dacă auzi asta, nu da... Să nu-mi scriu un comentariu urât, dar hai să vedem care e vestea bună pe care o are Silviu. Reacționez la 5GDM. Așa. Salutare tuturor, bine v-am găsit la Nu se aude corect salutare, se aude alutare mai mult, dar în un fine. nou episod. De pe acest canal, astăzi, după cum vedeți, nițismul o să și vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru video, pentru sprijinul acordat la videoul acela cu reacționez la 5GDM. Sincer să fiu, mă bucur că... Ok, Silviu, îți faci freza de mai multe ori. Și dacă ne uităm noi un pic peste comentariile tale, o să vedem asta. Repet, o să vedem asta. O fată bună scrie. Ok, nu prea ești așa bun cum sunt eu, dar oamenii sunt cum vor ei. Nu ai făcut un lucru bun că te-ai apucat de YouTube. Bine, asta cred și eu. Nu ai făcut așa, bla bla bla. Dar fă ce vrei. Dacă vrei să se uite lumea la tine, lasă-ți părul în pace. Ok, De două Silviu. săptămâni. Lasă-ți părul în pace, n-auzi? Nu lua în numele de rău acest comentariu. Dar e adevărul. Nu evita adevărul. Ok. Aparent... Silviu are un urmăritor din India. Simbrucuram, bun. Deci, uitați ce scrie fata asta. Bla bla, nu ai făcut. Ok, nu prea ești așa bun cum sunt eu. A, deci fata asta vrea să spună că e bună pe YouTube. Ia să vedem. Ce are ea pe canalul ei? Nimic. Are un abonat. Deci ce vrea să spună că ea este mai bună decât el? Și Silviu are 16 abonați? What? M-am trecut! A, oamenilor, cum îndrăzniți? L-ați lăsat pe inamicul meu să mă treacă la YouTube? Nu știu ce să mai cred. Săptămâni, aproape am făcut 200 vizionări sau poate 2 săptămâni. Nu știu, ideea e că și... Te-ai blocat puțin, Silviu? Nu mai știi ce să mai zici? Ce vreau să mai zic? A. Deci, vă mulțumesc Deci, din câte văd, ai și Alzheimer. foarte mult, vă iubim, suntem cei mai frumoși. Și eu Lasă-ți părul în pace! o să postez aia cu Rise Up, cu Clash Royale și cu Gamela. Ia să vedem noi, ia să vedem. Și eu Ce faci, boss, la nas? Ce faci? Ia să plus, vedem. în plus eu mai am și școală și trebuie să mă ocup. Frate, toți avem școală. Ce trebuie să te ocupi? Dar cine ești, Donald Trump? De școală și miercuri este o zi foarte grea, astăzi este marți când filmez. E ca și cum noi suntem orbi, să înțeleg, da, 20 noiembrie chiar este marți. Bine, știi și tu zilele săptămânii. Și mâine o să fie greu, teoretic. Bine, o să dăm lucrare la engleză mâine, prima oră, dar... Ce interesează pe cei de YouTube că tu o să dai lucrare la engleză? Și apropo, dacă nu știați, a luat 7. Tot o să fie multe. Mâine avem și 6 ore. Mamă, ce interesant! Mâine Silviu are 6 ore. Trebuie să vedeți în faza de aici cât de bine știe gramatică.
Gramatica is grele, Silviule? Fie totul ok. Nu vreau să... Ce nu vrei? Și... Și ce? Parcă nu vrei ce nu vroiai. Nu. Ai blocat, nu? Da, deci... Oh! Și... Ok, aparent ai bani de Okendama. Ok, bravo, ai Okendama. Acest episod ca să vă mulțumesc. Încă o dată spun, când te filmezi pe tine, este vlog. Când îi filmezi pe alții sau pe telefon, este episod. Deci, pentru sprijinul acordat la videoul ăla cu reacționez la DM. Videoul... Ia, vedem mai câte like-uri o avea. Asta, Silviu Chirilă, bla bla. O secundică, așteptați. Ia să vedem câte like-uri are la reacționarea lui de la DM. Aparent ai 5 like-uri și 4 dislike-uri. Ok, și 3 comentarii, ia să citim. Îmi pare rău dacă se aude prost. În anumite momente. Gramatica e grele, îmi pare rău. Dar, apropo, abonați-vă la Norbert Gaming. De ce vă se abonează lumea la el? A, oricum, băieți și fete, dacă sunt și fete, voi pe bune dacă nu aveți dreptate. N-am mai postat de mult și cred că am să vă și povestesc de ce. Mi-am uitat telefonul la școală și carnetul și, mamă, eram gen, what the fuck, o să-i nemulțumesc pe ăștia și o să am un abonat. Voi vă gândiți? Un abonat! Deci... Abonați-vă ca să îl întrecem pe Silviu Chirilă. Ok, hai să mai vedem un video de calitate maximă. Hello, prieteni, bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Ok, deci eu nu pot să mă mai uit la el. În primul rând... Ai pornit videoclipul de 10 secunde și n-ai vorbit absolut deloc. Deci, erai gen... e camera pornită? Ok. Salutare și bine v-am găsit! Păi, frate, ai pierdut 10 secunde. Da, și apropo, surpriza care vreau să vă arăt eu la final. Vă știți că eu am jucat într-o reclamă la Pepco. Deci, duceți-vă la Pepco pentru că o să auziți vocea mea. Da, scuze că am pus pauză. Apropo, trebuia să-mi subțiez vocea, deci aveți tot dreptul să râdeți de mine. Ok, sunteți pregătiți? Bucură-te de multă inspirație de Crăciun. Oh, Crăciunul bate deja la ușă. Oh, Crăciunul bate deja la ușă. Eu aparent sunt copilul ăsta mic. Mama spunea că e pe drum și tata a adus un brad acasă. Mamă, ce forțos e tata. E... Omul Ghiulea. Uitați-vă la Jimmy Hex dacă nu știți cine e omul Ghiulea. Nu sunt sigur că mama va fi prea fericită. Dar se pare că îi place. Crăciunul tău de vis cum arată? La Pepco vei găsi inspirație pentru a-l organiza pe gustul tău. Alege din programă variată de cadouri perfecte pentru copii. Jucării de la 29,99 lei sau pijamale cu personaje Disney de la 19,90. Ok, faza cu pijamalele Disney e chiar cringe. 9 lei. Pepco. Mai mult, mai puțin, zilnic. Întreb dacă știți cât fac 1 minus 1 plus 1. Ok, scuzați pentru ce am băgat mai devreme, dar oricum, mulțumesc din suflet pentru acest episod. Vă mulțumesc pentru toată atenția și apropo, hai să-l copiem și noi pe Silviu. Mulțumesc pentru că îmi apreciați munca și știți că voi sunteți cei mai tari, nu eu. Voi când apăsați butonul ăla sunteți cei mai tari. Deci, like și subscribe. Pa, pa!